Exercițiul de simulare, practic, se începe de alegerea localității, de alegerea comunității unde să fie făcut acest exercițiu. Deoarece dumneavoastră toți sunteți din diferite localități, diferite comunități. Noi am gândit că este necesar să creăm împreună o localitate, o comunitate virtuală, care să fie comună pentru noi toți, care vor reflecta specificul diferitor regiuni a Republicii Moldova și în același timp să fie comune pentru noi toți. Și pe acest poster sunt descrise componentele acestei comunități virtuale, localității virtuale. Dumneavoastră sunteți în 6 echipe și fiecare echipă ar trebui să elaboreze, să descrie puțin unul din componentele descrise aici. Deci, echipa 1. Trebuie să descrie economia acestei localități, ce fel de gospodării sunt și mai departe. Echipa 2. Trebuie să descrie populația, situația demografică în această localitate. Echipa 3. Descrieți infrastructura, dacă sunt drumurile, ce stare sunt drumurile, dacă, cum este aprovizionată cu energie, apă și mai departe, și mai departe, și mai departe. Dacă este internet sau nu este internet. Echipa 4, Cantimir, tradiții culturale care există în această localitate, în această comunitate. Echipa 5, așezare geografică plus situația ecologică. Și echipa a 6, situația politică, actorii sociali, factorii sociali care activează în această localitate. Încercați să descrieți în câteva fraze. Fiecare echipă are două bucăți de poster și vă rog ideile să fie scrise de două persoane concomitent. Vom avea nevoie de dublare acestor informații, deoarece vom continua mai departe să lucrăm în grupe diferite, în două grupe, și avem nevoie ca această informație despre comunitatea noastră să fie și la o echipă, și la altă echipă. Că putem să revenim, să, poate să completăm, dar cel puțin putem să ne bazăm pe aceeași idee. Întrebări.